Bună ziua, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, onorată asistență. Eu voi respecta în această discuție structura rapoartelor de monitorizare ale Promolex. Voi începe cu aspectele pozitive, voi trece la aspectele negative și voi finaliza cu cel puțin o recomandare. Eu aș începe prin a vă felicita și a ne felicita pe toți pentru această posibilitate de a discuta. Ne dorim foarte mult ca astfel de subiecte, care sunt foarte importante, să poată fi discutate, dar să poată fi discutate suficient înainte de a se lua o decizie. Totodată vreau să spun că pentru noi, pentru cei care am monitorizat și continuăm să monitorizăm procesele democratice și mai ales cele electorale, este foarte important să avem astfel de discuții și dezbateri și pe marginea altor aspecte sau altor probleme depistate de către noi în campanii electorale. Și în primul rând aș dori să subliniez necesitatea abordării problemelor din campanii electorale în ceea ce privește finanțarea acestor campanii electorale, dar și despre participarea diasporii, spre exemplu. Totodată regretăm că trebuie să dezbatem în mare grabă o reformă atât de importantă și în condițiile în care deja se desfășoară amplu o largă campanie de informare a populației. Este foarte greu să mai discuți cu oamenii în timp ce în paralel are loc o campanie foarte bine organizată de influențare a oamenilor. Acceptând sau adoptând în grabă un nou sistem electoral și totodată ignorând problemele reale din domeniul electoral, constatate de către misiunile naționale și internaționale de observatori, cred că se poate comite erori foarte grave. Cunoaștem că cel puțin 18 organizații neguvernamentale au făcut apel și au cerut ca să fie creat un grup de lucru cu participarea acestor organizații, dar și a altor actori relevanți, pentru a discuta problemele grave care au fost depistate de către observatori și inclusiv acele reguli sau probleme care au fost evidențiate în decizia Curții Constituționale din decembrie anul trecut. Noi înțelegem că sunt foarte multe probleme și acestea necesită a fi rezolvate. Înțelegem că sunt foarte multe probleme actuale, însă nu este clar cum se prioritizează și cine le prioritizează. Vrem ca societatea să aibă acces mai larg și mai deschis pentru a decide și a participa în cadrul acestor discuții. Dacă noi ne vom grăbi cu adoptarea unui nou sistem electoral sau cu schimbarea acestuia, cred că putem repeta greșelile pe care de foarte multe ori, din cauza netransparenței, le-am comis în ultimii 25 de ani. Și cred că rezultatul îl vedem în orice sector al economiei naționale. Un proiect de lege nu poate fi eficient și credibil dacă nu este consultat suficient, dacă este propus și adoptat în regim accelerat. Înțelegem de asemenea că această idee are numeroși adepți și susținători, probabil, va fi foarte greu să se facă pași înapoi. Adică nu credem că cei care sunt pentru acest sistem uninominal, ori în genere pentru modificarea acum a acestui sistem electoral, vor renunța la această idee. În aceste circunstanțe este bine să amintim, pe lângă alte reguli importante, și despre regula de aur, de a nu admite modificarea regulilor de joc în timpul jocului. Și aici vorbim despre conflictul de interese al actualilor deputați. Eu aș propune să continuăm discuțiile, dar și reformele începute în alte domenii, iar sistemul electoral, oricare ar fi acela, să fie aplicat cel puțin pentru alegerile din 2022, pentru a se evita conflictul de interese și pentru a oferi posibilitatea tuturor actorilor să vină cu argumente, să vină cu probe care ar putea fi foarte relevante atunci când se va decide în 2022, cu care sistem electoral continuăm. Participanții la audierile de astăzi au păreri diferite și argumentele lor ne conving încă o dată că este nevoie să continuăm acele discuții. Într-adevăr, nu suntem gata să operăm atât de rapid și atât de brusc modificarea sistemului electoral în Republica Moldova. Avem o societate divizată. Propunerea noastră este să nu divizăm în continuare această societate. Vă mulțumesc!